În evoluția asta lungă, eu cred că există un fel de simultaneitate. Peste tot evoluția urmează pașii ăștia. Acum s-au descoperit peste 800 de planete în afara sistemului solar, exoplanete se numesc. Probabilistic vorbind, multe dintre ele se află pe banda vieții, adică suficient de departe de soarele lor ca să nu fie prăjite, suficient de aproape ca să aibă câte energie le trebuie, iar apa este universală. Și cu asta putem spune că viața se poate dezvolta în multe părți, în forme pe care nu poate nici nu le bănuim. Oricum, dacă e vorba de molecula de ADN, e vorba de protoplasmă, e vorba de, de, de fenomen de fotosinteze care se petrece la plante, și atunci viața e peste tot la fel și evoluează la fel. Deci această relativă simultaneitate face ca viața rațională de, de pe planeta aceasta, stelei Sol, să se afle la probabil câteva zeci de milioane de ani lumină de vecinii noștri. Ori legile fizice nu ne dau voie să ne întâlnim. Asta ar fi motivul pentru care încă nu ne-am întâlnit. Este o teoria mea. Nu este însă imposibil ca, așa cum spune uh, Linde, acea inflație a Universului, care schimbă și gravitația, schimbă și parametrii în primele, în primele secunde, să ducă și la schimbarea de legi în altă parte. Deci, civilizațiile... Uh, s-ar putea întâlni de la un moment dat, asta nu este și sigur că s-ar recunoaște. Noi nu putem ști dacă nu cumva cei care vin și ne caută, ne caută în ultraviolet sau ne caută în unde radio sau ei vorbesc în gamma sau în radiație gamma sau, sau altfel. Deci s-ar putea să nu ne întâlnim. Al treilea rând, dacă ar fi să vină sau să ne ducem noi la ei, vom lua arme cu noi? vom lua arme cu noi, dar nu știu dacă le vom folosi. Mă duc de curiozitate, vreau să văd altă parte. Pământul s-a umplut de șapte miliarde de oameni, cum sunt acum, deci trebuie să ieșim în spațiu cosmic. Asta nu mai e science fiction, asta este realitatea ce vă spun. Va mai dura până când lucrurile se așează, însă în timp se va face asta. Că emisarii vor apărea, sunt absolut sigur, nu pot să spun dacă asta va fi peste un an, peste un deceniu, peste un secol, peste un mileniu, dar va fi în curând.